Să fie slăvit Domnul. Plaților și surori de aici din cartea Osea. Aș vrea să aduc și eu cuvinte bine contate în fața dumneavoastră. Și așa cum spunea și fratele Andrei, merită să aprofundăm o carte ca aceasta din Scriptură și aș putea să numesc seria aceasta de mesaje, Cartea Osea, Telegrame de Sus. Telegrame de Sus. Și așa cum sunt telegramele și predicile mele, cred că o să fie mai scurte. telegramele sunt scurte, dar sunt foarte concise și vreau să înțelegem ceea ce Domnul vrea să ne transmită prin aceste capitole. Osea este o carte actuală, foarte actuală pentru noi, din mai multe motive. Întâi, pentru că numele Osea înseamnă mântuire, înseamnă mântuire și foarte important pentru noi acest concept este un concept de bază. Numele Iosua sau Isus înseamnă Dumnezeu dă salvare sau Dumnezeu mântuiește și în ebraică au aceeași semnificație ca și Osea. Secolul 8, atunci când a fost scrisă această carte, a fost numit secolul de aur al profeției. Și fraților și surori, de ce să nu recunoaștem și să ne bucurăm în același timp că în Biserica Pentecostală încă Dumnezeu mai vorbește prin proroci și astăzi. Slăvit să fie El! Apoi, un alt motiv, avem aici un personaj simbol, dacă luăm la nivel individual, este prorocul acesta, Osea. Un personaj simbol pe care Dumnezeu îl ia și îl dă, de exemplu, tuturor viacurilor care au urmat uh, perioade respective. Dar este și un personaj comunitar, un personaj comun putem să-l numim și anume Efraim. Nu v-ați gândit de ce Dumnezeu a ales în cartea Osea să facă referiri repetate. Efraim se îndepărtează de mine, Efraim se duce spre cel ce-l va ucide, Efraim își dă copii, Efraim în sus și Efraim în jos. De ce Dumnezeu a vorbit lui Efraim sau l-a luat pe Efraim ca simbol și de ce n-a luat pe tot poporul evreu? Ca simbol, ca să-l dea exemplu în cartea aceasta. Pentru că Efraim înseamnă rodire, asta este pe de-o parte, dar dacă o să citim în Ezechiel, în capitolul 37, cu versetul 16 în jos, Dumnezeu îi vorbește lui, da, se poate afișa, Fiul Omului te vorbește Dumnezeu lui Ezechiel și zice, iau bucate de lemn și scrie pe ea pentru Iuda și pentru copilul Israel care sunt ovară și lui. Ia apoi altă bucată de lemn și scrie pe ea, pentru Iosif, lemnul lui Efraim și pentru toată casa lui Israel care este tovarășa lui. Deci aici, în versetul acesta, Dumnezeu are în vedere cele două împărății, care așa cum auzeați adineaori, cum am auzit împreună, s-au separat. Ieroboam a rămas în nord și ceilalți au rămas în sud, cu Roboam. Și atunci, Împărăția din sud, Iuda și copilul lui Israel și tovară și lui, spune Dumnezeu lui Ezechiel: Ia un lemn, un toiag pentru ei. Și ia alt lemn, alt toiag pentru cei din nord, pentru toată împărăția. Dar pentru lemnul lui Efraim, zice Dumnezeu, aici trebuie să vă gândiți. Pentru că Efraim simbolizează, este din punct de vedere simbolic reprezentantul întregii împărății din nord. Apoi urmează versetele care vin și spune Dumnezeu acolo să unească cele două lemne și așa mai departe. Nu ne interesează asta, dar uite, personaj comun, personaj simbol este Efraim în cartea aceasta și prin el Dumnezeu vorbește întregii națiuni din nord, națiunea lui Israel. De altfel există chiar un joc de cuvinte în Osea în capitolul 14 și spune aici versetul 8 așa Ce mai are Efraim, adică rodire, a face cu idolii? Este un fel de concluzie lui Dumnezeu. Îl voi asculta și îl voi privi, voi fi pentru el ca un chiparos verde. De la mine îți vei primi rodul. Adică rodirea care este sterpiciune până la urmă, își va primi rodul de la Dumnezeu. Cam asta este uh, ceea ce Dumnezeu vrea să transmită aici, în capitolul 14, în finalul cărții Osea. Dar merge mai departe. De ce este Osea carte actuală pentru noi? Pentru că poporul a intrat într-un cerc al apostaziei, al lepădării de credință și de Dumnezeu. Și în același mod, și astăzi, ca și pe vremea judecătorilor, vedem pe mulți oameni care se înstrăinează de Dumnezeu. Schița cărții este foarte simplă, foarte simplă. Cartea Osea are două părți. De la capitolul 1 până la capitolul 3, inclusiv, textul biblic ne vorbește despre o înstrăinare și o întoarcere la Dumnezeu. De la capitolul 4 încolo, vorbește despre judecata lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu în același timp. De la capitolul 1 până la 3 este pasaj narrativ, se poate citi ca o poveste. S-a întâmplat, bineînțeles, mai sunt mici cuvinte profetice inserate de Dumnezeu în acest text. Dar de la capitolul 4 încolo nu mai știm ce s-a întâmplat cu Osea și cu Gomera și cu familia lor. Nu mai știm. Pentru că imediat intră Dumnezeu în acțiune și începe Dumnezeu să vorbească și spune de la capitolul 1 și până la 3, eu am dat o familie simbol, o căsătorie simbol, așa este căsătoria mea cu Israel. Exact ca și căsătoria lui Osea cu Gomera. Este o familie simbol, dar simbol în sensul rău al cuvântului. De la capitolul 4, eu îmi dezlănțui toată durerea inimii mele, zice Dumnezeu. De aceea spunea fratele Andrei, și m-am bucurat auzindu-l că Osea este numit Ioan, Apostolul Iubirii al Vechiului Testament. Și este într-adevăr așa. Acest om al lui Dumnezeu profețește undeva între 50 spun unii, și 66 de ani, foarte lungă perioadă de profeție, exista deja tradiție, așa cum avem și noi deja tradiție penticostală, peste câțiva ani vom sărbători centenarul de la întemerea primei biserici în România, biserici penticostale la Păuliș, lângă Arad, în 1922, și uite că și noi avem tradiție, așa cum aveau deja și ei, o tradiție a credinței, dar și o tradiție profetică. Cartea aceasta conține, cum spuneam, 14 capitole și avem foarte multe lucruri de învățat de aici. Fraților și surori, pentru că spuneam de la capitolul 1 până la 3, această secțiune poartă numele de înstrăinare și întoarcere aș vrea să extragem din capitolul 1 câteva triunghiuri ale înstrăinării de Dumnezeu. Foarte interesant lucrează Dumnezeu de multe ori cu șabloane în istorie ca noi să înțelegem mai bine lucrurile și mesajele care El ne le trimite. De exemplu, citim versetul 1. Cuvântul Domnului spus lui Osea, fiul lui Beri, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, împărații lui Iuda. Și pe vremea lui Eroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. Aici, în versetul 1, avem patru împărați din Iuda și un împărat din împărăția de nord, din Israel. Problema nu este că avem patru împărați din Iuda, e că avem trei împărați care erau răi în Iuda. Adică primii trei și este un triunghi al înstrăinării. L-am numit Triunghiul mândriei. Și dacă o să citim în doi cronici în capitolul 26, frați și surori, dați-mi voie să citesc și haideți să citim împreună, în doi cronici în 26, ni se spune despre Ozia, versetul 9, a zidit turnuri la Ierusalim, turnuri în pustie, versetul 10, îi plăcea lucrarea pământului, versetul 11, avea o oaste de ostași, Versetul 15. A făcut la Ierusalim mașini scodite de un meșter. A fost ajutat în chip minunat până ce a ajuns foarte puternic. Și atenție la versetul 16. Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire, a păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Și intră preoții peste el și spun: Nu-ți este îngăduit să faci așa ceva. Ce s-a întâmplat? O zi acesta era rege, era împărat. Dar s-a gândit el în sinea lui ce s-ar întâmpla dacă ar aduna în pumnul lui puternic și preoția și Regalitatea. Să fie un fel de rege-preot. Și atunci o să poată controla poporul din toate punctele de vedere. Și s-a dus în templul lui Dumnezeu ca să facă pe preotul. În momentul când a intrat acolo, a intrat marele preot după el, au intrat cu el mai mulți și au început să spună, nu ți este îngăduit. 80 de oameni îl rugau și spunea, împărate, ai milă de națiunea asta, ieși afară din casa lui Dumnezeu. Și împăratul Navru încă spune versetul 19, s-a mâniat pe ei și în mână avea o cădelniță, deci vroia clar să facă slujba de mare preot. Cum s-a mâniat pe preot, i-a izbucnit lepra pe frunte, în casa Domnului, lângă altarul tămâierii, mai avea un pas, doi și intra în Sfânta Sfintelor. Extraordinar ce mândrie mare a avut omul acesta. Versetul 21. Împăratul Ozi a fost lepros până în ziua morții și a locuit într-o casă deosebită ca lepros, căci a fost izgonit din casa Domnului. Mândria. Ce citim în 27 cu versetul 1 și 2, spune Iotam avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 16 ani. El a făcut ce este bine, atenție, înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl. Adică era și el un mândru și un îngânfat ca tatăl său. Numai că n-a intrat în templul Domnului, fraților și surori. Priviți cum din generație în generație diavolul vine și aduce păcat după păcat. Dacă înainte tata s-a dus la casa lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a pedepsit că n-a mers într-un mod cuvincios la casa lui Dumnezeu. Și de ce să nu recunoaștem că păcatul acesta îi paște în special pe slujitori. Am întâlnit fraților și surori oameni care predicau foarte bine și Dumnezeu le dădea cuvânt. La un moment dat au înțeles ei Că poporul se bucură mai mult dacă prorocesc și au început să prorocească. Nu le era dată prorocia, nu le era dată partea aceea, dar ei au vrut să o facă. Am întâlnit oameni care sunt foarte buni cântăreți. Biserica se bucură la cântarea lor extraordinar de mult, dar și-au dat seama că dacă mergi și spui și o predică, și poate spui și un tarif, vin oameni și îți dăruiesc ceva. Și atunci au zis, hai să fac și pe cântărețul, și pe predicatorul. Și îmi pare rău să o spun, am întâlnit destul de mulți oameni care au încercat să facă ceea ce nu le era dat să o facă. Iotam, când a văzut că o zi ai pedepsit de Dumnezeu, a zis, eu fac ce e bine înaintea lui Dumnezeu, mă tem de Domnul, iubesc pe Domnul, dar nu mă mai duc la casa lui Dumnezeu. Sunt supărat că Dumnezeu mi-a lovit tatăl cu lepră. Potii mă lovește și pe mine, mi-e frică, nu mă mai duc acolo. Și fraților și surorii am întâlnit chiar tineri de aici din biserică, ei spuneau un felul următor, dacă Dumnezeu mi-a lovit pe tata cu moartea, nu-mi place un asemenea Dumnezeu. Mă las de pocăință. Și s-au dus în lume. Și acum sunt în lume. Am întâlnit tineri care au gândit în forma aceasta. Iotam a zis așa, o zi a fost pedepsit în casa lui Dumnezeu, nu mă mai duc la casa lui Dumnezeu. Asta spune versetul 2, n-a intrat în templul Domnului. Versetul 3. Iotam a zidit poarta de sus a casei Domnului și a făcut multe clădiri pe zidurile de pe deal. Adică pot să vin să ajut lucrarea lui Dumnezeu, pot să dau bani pentru lucrarea lui Dumnezeu, vă ajut să vă construiți biserica, dar nu intru niciodată în ea. Dumnezeu cu voi. Uite, am întâlnit oameni care așa gândesc. Și este un triunghi al înstrăinării de Dumnezeu, fraților, pentru că urmează al treilea și din generație în generație, păcatul merge progresând. Și capitolul 28, versetul 1, Ahaz avea 20 de ani când a ajuns împărat și a domnit 16 ani. El n-a făcut ce este bine înaintea Domnului. A umblat în căile împăraților lui Israel, a făcut chipuri turnate, ars tămâie în valea fiilor lui Hinom și a trecut pe fiii săi prin foc. Adică nu numai o trecut și o zis, hai dragul tati să-ți dau o, o, o îmbrățișare. I-a pus pe altar fraților și surori și o trebuit toți de acolo să mănânce carne prăjită din copii împăratului. Vă dați seama să se împărtășească cu demonii, cu idolii ăștia. Ce împărat a fost la Ce inimă de tată a avut? Uite, triunghiul în tot mai mare se face. Și aici îi găsim pe Ozia, pe Iotam, pe Ahaz. Și problema lor principală a fost prima, mândria. De acolo s-a pornit, idolul eu. A doua problemă care am găsit-o, mă întorc în Osea, de la versetul 2 în jos. Întâia dată când a vorbit Domnul către Osea, Domnul a zis lui Osea, Aici trebuie să fim foarte atenți că am fost foarte curios și eu ca și fratele Andrei cum vă zicea. Băi, cum se poate explica lucrul ăsta? Cum se poate explica? Adică Dumnezeu să-ți zică așa ceva? Dute și ia-ți o nevastă stricată și să ai copii din stricăciune? De ce? Și am găsit că acest dute, acest cuvânt dute, în original, poate să fie tradus și vino și vino este exact același cuvânt care l-a folosit Dumnezeu în Geneza 12 cu 1, când i-a zis lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și vino. Ori fraților și surori, am mai spus aici la Amvon și repet, am întâlnit un tânăr care a vrut să-și răscumpere o prostie care a făcut-o căsătorindu-se cu o femeie ușoară de pe stradă. Și a ajuns foarte rău tânărul ăsta, foarte rău. Dumnezeu când i-a vorbit lui Osea singura dată în istorie, i-a zis vino și l-a dus și a zis uite aici tu trebuie să intri, va fi o căsnicie simbol, dar un simbol rău pentru că uite asta este istoria inimii mele, este durerea inimii mele, să simți și tu ce simt eu, i-a zis Dumnezeu lui Osea. Și a fost singura căsătorie de felul acesta, și Dumnezeu nu mai repetă acest lucru cu nimeni în lumea aceasta. A fost o căsătorie simbol, Dumnezeu i-a zis vino și atâta putem să luăm și noi. Până aici. Când Dumnezeu vrea să te duci să te căsătorești, el îți spune vino. Îți arăt eu care e fata, îți arăt eu care e băiatul, vino. Și pune pe cei doi împreună. Asta o face Dumnezeu. Dumnezeu nu îmi spune du-te și descurcă-te, nu, nu, nu. Dumnezeu nu face așa ceva. Dacă eu sunt copilul lui și el e Tatăl meu, la cea mai mare acțiune din punct de vedere pământesc și spiritual, pe lângă mântuire, pe lângă botezul cu Duhul Sfânt, să nu se amestece, să nu se implice Tatăl, e nedrept e foarte nedrept. Ori Tatăl nostru se implică în toate căsătoriile bisericii lui slăvit să fie El. Și dacă sunt aici persoane care încă n-au ajuns în aceea familială și așteaptă, să aștepte, să aștepte că Dumnezeu va veni negreșit și va da biruință, slăvit să fie El. Fraților și surori, aici există un alt triunghi este triunghiul imoralității. Pe lângă triunghiul mândriei, Osea se căsătorește cu Gomera, versetul 3, și Gomera aceasta în 2 cu 7 spune, aleargă după ibovnicii ei, avea pe alții. Și aici se realizează un triunghi al imoralității, un triunghi al stricăciunii. Și de ce să nu recunoaștem că există oameni și am întâlnit și cu durere, am stat de vorbă cu ei și oameni chiar bătrâni, peste 80 de ani, și am întâlnit oameni care aveau câte 14 copii, care aveau peste 40-50 de ani și spuneau, frate, diavolul m-a lovit cu păcatul pornografiei. Și un păcat așa de teribil acesta. Că atunci când eram pe vremea Luciaușescu, pe vremea comuniștilor, în epoca de aur, cum o spuneau ei, să știți că a fost o epocă de aur a bisericii, se luptau atunci a bătrânii noștri să nu intre în biserică și în familiile noastre televizorul. ce televizorul acum pe lângă internet? Că pe internet poți să vezi 100 de televizoare deodată, dacă vrei. Să ai 100 de televizoare între o sută de camere și să meargă fiecare cu alte programe. Și prin internet diavolul năvălește în familiile noastre și lovește de moarte fraților și surori. Și spune în Ieremia, în capitolul 9, foarte interesant este cuvântul lui Dumnezeu. Spune domnul aici, nu mai citesc să cântăm cântări de jale, pentru că moartea a pătruns pe ferestrele noastre. Și amintiți-vă că în Eclesiast se spune că ferestrele trupului sunt ochii. Și la mulți, moartea le pătrunde pe ferestre, pe aici, prin ochi. Am întâlnit membru care este în, era înscris într-o biserică, și n-a mai vrut să meargă la nicio părtășie. A spus, eu sunt legat de calculator, nu mai pot să plec. Și nu era legat cu funie, să mergi să o tai cu foarfeca. Nu. No. Și este aici, în textul nostru, acest triunghi al imoralității. e Gomera și altul, unul care a apărut pe undeva la orizont. Și merge mai departe. De la versetul 3, partea a doua, ea a zămislit și a născut un fiu și Domnul i-a zis, spune-i numele Israel. Versetul 6, ea a zămislit din nou și a născut o fată și Domnul a zis lui Osea, punei i numele Lo Ruhama. Versetul 9, versetul 8, partea a doua și apoi 9. Apoi iar a zămislit și a născut un fiu și Domnul a zis, pune i numele Lo Ami. Și gândiți-vă, fraților și surori, apare aici un alt triunghi, alte trei persoane nefericite. Fiecare din acești copii avea un nume interesant. Israel încă mai spui, mai mai rezolvă situația că avea uh, un nume care putea să aibă două semnificații. Israel însemna în primă semnificație ceea ce spunea Dumnezeu aceea pe care o împrăștie Dumnezeu. Asta însemna Israel. De la sămânță, Zerah și El, Dumnezeu. Aceea pe care o împrăștie, așa cum se împrăștie sămânța. Dar nu se mai alege nimic de ea, o împrăștie. Dumnezeu o pedepsește, o lovește, o împrăștie. Loruhama înseamnă fără îndurare, lo, nu, nu îndurare la Dumnezeu, lo mi, nu-i poporul meu. Și când mergeau copiii ăștia printre ceilalți copii din națiunea evreiască, din națiunea de atunci, să-l strigi pe copil, băi, nu-i îndurare, se zici la fată, extraordinar. Nu-i poporul meu. Și tot să arate cu degetul, nu, 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 ăsta, nu, 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 Vă dați seama ce greu a fost în familia lui Osea să aibă astfel de copii, dar spuneam, era o familie simbol și trebuiau să fie așa cum a zis Dumnezeu. Și Isaia a avut tot în timpul lui Osea, că erau contemporane, a avut niște copii despre care spuneau eu și copiii mei suntem semne al lui Dumnezeu pe pământ. Și copiii lui Isaia aveau niște nume semnificative. Dar este aici, am citit așa printre rânduri, Măcar că o să-i aș iubea copiii, dar mama nu iubea. Și am găsit aici un triunghi al respingerii familiale, fraților și surori. Și iarăși e o boală de-a noastră, din timpurile astea. Un, o, o familie în care tata sau mama nu-și iubește copilul. În care, în care spune, nu știu de ce te-ai mai născut pe lumea asta. Am întâlnit oameni care spuneau că pe unii copii, zice, ni dă Domnul, dar pe alții, zice, îi vrem noi. Și mai bine să-i vrem noi decât să ne dea Domnul. Adică era nemulțumit, fratele ăsta, că de ce Domnul i-a dat un copil? Fără voia lui. Și sunt, mă gândesc, dacă apare copilul ăla în lume și nu l-ai dorit, toată viața să te uiți așa la el, ciudat, să nu-l iubești, el să simtă, să se transmită lipsa asta de iubire din generație în generație. El să nu știe ce înseamnă dragostea, inima de părinte. Uite, cam asta s-a întâmplat aici. Mama aceasta, în loc să stea, să vadă de și ei, să vorbească cu ei, să-i educe, pleacă pe drumuri, nu mai găsește nimeni, stă bietul Osea, săracul acolo și să chinuie el. Că noi bărbații suntem cam neîndemânatici cu copii. Acum o văd și eu pe proprie piele, din experiență. Dar ajut, cum pot și eu. Domnul să mă ajute, să-mi dea înțelepciune pe tema asta. Că spunea cineva, fratele care din tur, dar zice, fraților, să mai zicem că femeia e vas mai slab. Că ce bărbatul e din lut, dar femeia e din os. Și mai tare. Și zice tot fratele care zice, vă dau exemplu. Bătrân avea multe sclipiri așa. Vă dau exemplu. Dacă rămâne o văduvă cu 14 copii, cu 10 copii, cu 9, cu 8, se descurcă. Dar dacă rămâne un văduvă, îi vai de el. Și adevărat. Ce adevărat. Da. Dar uite, revenim la problema aceasta de aici, din Scriptură. Un triunghi al respingerii, al urii familiale. Și mă leg în special de numele Israel. Am căutat în Biblie și nu citesc. Doi împărați, capitolul 10, este acolo Iehu. Și Iehu acesta am numărat. De șapte ori, fraților, de șapte sau opt ori, am notat pe marginea Bibliei, a lovit cu sabia. Îl ucide pe împăratul lui Iuda, pe împăratul lui Israel, pe fiul lui Ahab, pe nepoții lui Ahab, pe Izabela, pe prietenii lui Ahab, pe demnitarii lui Ahab, pe prorocii lui Bal ucide, ucide, ucide. Și Dumnezeu zice, a făcut o treabă bună, că așa am zis eu prin proroci. Dar fiind că a fost un om al sângelui și a lovit și pe cine trebuie și pe cine nu era vinovat. Uite ce zice Domnul aici, versetul 4. Pentru sângele vărsat la Israel voi pune capăt domniei lui peste casa lui Israel. Și notați că suntem aici în timpul lui Eroboam, Iehu l-a avut pe Ioahaz, apoi Ioahaz pe Ioas, Ioas pe, pe acest Ieroboam și urma să se mai nască un băiat în familia lui Ieroboam care să stea pe tron șase luni. Și s-a terminat. Și spune Domnul acolo prin cronicar, aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească ceea ce îi spusese Domnului Iehu. Din cauza că mi-a împlinit planul meu... Patru generații vor sta pe tron, dar la a patra am terminat cu voi. Și era deja cu un pic, puțin înainte, termina Eroboam, cu domnia, venea fiul lui șase luni și s-a terminat. Și s-a împlinit prorocia dată prin Osea aici, în cuvântul Domnului. Și fraților și surori, aceste trei lucruri, acum concluzionez, în străinarea sau triunghiul mândriei, Înstrăinarea imoralității, înstrăinarea mâniei, aurii, a respingerii din familie, toate adunate la un loc fac parte din înstrăinarea idolatriei. Ești idolatru, te închini la idol atunci când ești mândru, ai eul tău e pe tron și te închini în fața lui. Luther spunea de el se teme mai mult de diavolul alb care e în el decât de cel negru care e în iad. Așa spunea Martin Luther, pentru că știa ce mare e idolul eu. În triunghiul imoralității, idolul este trupul altuia. Și societatea modernă aleargă astăzi după frumusețe, frumusețe da, nu contează sănătatea, nu contează nimic, frumusețea. Trupul altuia, uite, este triunghiul acesta al moralității. Și încearcă să intre prin multe familii. În triunghiul respingerii sau al urii familiale, Dumnezeul este pumnul de multe ori. Și spune Isaia 58 că sunt mulți care bat răutăcios cu pumnul și zic, taci că eu am dreptate. Uite, idolatrie. Te închin la eu, te îmchim la trupul altuia, îți îmbătrânește soția, că doar nu ești stricător și tu pe pământ, și imediat cauți un fotomodel, o actriță. Și uite, este idol, idol, numai să te uiți și să admiri, e idol, spune scriptura. Și idolatrii nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Și pe lângă asta, Dumnezeu îl pun, cum vreau eu, cum vreau eu, și gata, s-a terminat. Raților și surori, Începe un alt triunghi al apropierii și cred că data viitoare îl vom aprofunda. Acesta e foarte frumos și Dumnezeu este singurul care are o baghetă magică și atunci când atinge o familie, o schimbă la polul opus. Că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al Harului, slăvit să fie El. Amin.